Vă salut și bine ați venit pe How to Men. Am văzut recent o știre, acum cât de credibilă este, nu știu, eu zic ce am văzut, pe Cancan Can și pe Libertatea. Și anume că fost asoția lui Cătălin Bordea a fost văzută împreună cu Spike. Spike care a fost și cavaler de onoare la unta lui Bordea. Oamenii se despart, oamenii se pot recupla cu altcineva. Nu știu ce relație între Spike și Cătălin Bordea. Bine. Știu ce se scrie. Dar n-am nevoie să dau seama ce se scrie sau ce se vede în poze. Nu poți să știi ce relație este între doi oameni dacă nu ai fost acolo cu ei. Pare din poze că avem mulți prieteni, pare că suntem foarte apropiați cu multă lume, dar de fapt cercul apropiat e foarte restrâns. Nu pot să știu dacă a fost cel mai bun prieten al lui sau este cel mai bun prieten al lui Cătălin Bordea, probabil că nu, dar probabil este printre prietenii lui, printre cunoscuți. Mă rog, caval cavalerul de onoare la nuntă înseamnă totuși ceva. Nu e pe oricine să fie cavalerul de onoare. Acum nu știu dacă e adevărat, ziarele de cancan, -can, respectiv chiar cancan -can și libertatea spun că au fost văzuți împreună. Pe ce vreau să mă concentrez eu aici? Vreau să fac un episod despre Cătălin Bordea. Acum, ca să știți, îl admir pe Bordea din mai multe puncte de vedere. În primul rând, gândiți-vă că e Dita Mai Vedeta și a făcut carieră în România, care nu e o țară foarte mare, pe comedie. Are un canal de YouTube mare, are mai multe specialuri pe YouTube, specialuri de stand-up care au fost făcute cu succes și au foarte multe vizualizări. Adică știu multe specialuri din afară, din America, de la comedianți buni care au vizualizări la fel sau chiar mai puține. De asemenea a câștigat Asia sau America Express, cred că America Express. De asemenea a fost câștigător la America Express. Apropo, Bordea a fost primul om la care am fost la un show de stand-up ever. Venise în Brașov și ne-am dus la mall, aveam și noi mall Unirea atunci, cum avem în București, la Unirii, așa aveam și în Brașov. Eram a 10-a sau 11-a, sau vacanța dintre ele, nu mai știu exact. Știu că era momentul în care am început să am mai mult succes la fete, dar tot prost eram, pentru că la stand-up mă chemase o colegă de clasă, colega aia de clasă, să zicem că aveam ceva filme cu ea, dar eu mă gândeam că m-a chemat așa, că suntem prieteni atât de prost eram și suntem la vârsta aia mulți dintre noi. Și pe lângă asta am mai venit și cu o prietenă de ei foarte bună. Dacă vă arăt, nu mă credeți, dar să zicem că era model. Așa s-a întâmplat. Eram eu cu un coleg și o colegă cu prietena ei. Am fost la show la stand-up la Bordea și am ajuns în oraș tot eu cu colegul ăla după aia, deși fetele erau dispuse să mai stea cu noi în oraș, când mi-am amintit episodul ăsta. Noi cumva am reușit să stricăm și dorința lor de a sta cu noi în oraș. Cam atât puteam. Și multe, multe combinații de genul ăsta le-am stricat de-a lungul vieții mele. De aia fac canalul ăsta ca să nu le stricați voi. La fel și când ai o relație, să nu strici relația să știi ce să faci. Și apropo de relații stricate, din păcate pe Cătălin Bordea o să-l dau exemplu, repet, el e mult peste mine din foarte multe puncte de vedere, adică nu vreau să mă dau deștept acum să comentez că ce deștept eu sunt eu, ce prost e el, nu. E departe de mine în foarte multe privințe. Mult mai multe poate decât privințele în care sunt eu departe de el. Exact despre ce vorbim. Însă canalul ăsta, How to Man, mă rog, vorbește despre cum să fii bărbat, cum să te completezi pe partea asta. Eu cred că el bifează foarte, foarte multe căsuțe, dacă nu aproape toate. Însă, canalul ăsta mai ales are ca obiectiv să-i facă pe oamenii care se uită să înțeleagă o chestie. Dacă vrei să ai o relație cum trebuie, mă rog, contează ce fata alegi, dar aici e un pic subiectiv, discutăm mai mult cu altă ocazie și subiectul e foarte sensibil, nu o să convină în ziua de azi. După ce ai ales fata, contează foarte mult cum o ții. Există concepția asta clasică la foarte mulți bărbați că varianta bună, varianta ideală, ceea ce îți vine să faci natural ar trebui să o și faci și anume să scoți în evidență ce deșteaptă, ce frumoasă, ce puternică e ea și ce prost, ce nu știu cum ești tu și întotdeauna că ți-e frică de ea. Dacă o să vă uitați la show-urile de stand-up al lui Bordea, la interviuri, la felul lui de a se exprima vis-a-vis -vis de femeia pe care o iubea, nu știu când cum o mai iubește, întotdeauna el se punea jos și pe ea o punea sus. Dacă vrei să înceapă sfârșitul relației tale, fă chestii din asta. Deci oricine e și te uiți la videoclipul ăsta, dacă vrei ca prietenei tale în timp să-i se ia de tine și să-ți dea papucii, tu asigură-te că ea știe ce prost ești tu și ce mișto e ea. Asta ai de făcut. Asigură-te că o pui pe un piedestal, avem pe comunitate, pe pagina de Instagram, avem uh, mai multe citate și unul dintre, el, dintre ele este Dacă pui o femeie pe un piedestal, nu-i dai de ales decât să se uite la tine în jos. Adevărul este, nu ne convine și nu știu de ce nu înțelegem chestia asta asta că nicio femeie nu vrea cu adevărat să fie cu un om pe care îl vede mai jos sau mult mai jos. Femeile au, au avut și vor avea întotdeauna opțiuni. Bărbații se vor da la ele. Bărbații, chiar dacă nu se dau direct la ele, le acordă atenție. Dacă tu îi amintești prietenii tale, iubitei soției în continuu, ce vai de capul tău ești și ce mișto e ea, ea evident că o să înceapă să te creadă după un timp și o să te considere, bineînțeles, mai puțin atrăgător, în schimb pe ea și mai atrăgătoare decât este. Că tu o iubești și o vezi într-un fel subiectiv, da? Ea poate când iese pe stradă nu-i chiar așa, dar ție ți se pare wow. Și asta e și foarte bine, că de-aia sunteți împreună. Dar tu trebuie să ai grijă să nu te mai, în engleză este un cuvânt self-deprecate, da? Să nu mai spui ce prost ești tu, nu-ți denigrezi imaginea în fața ei. Poți să o mai faci rar și în glumă, dar de preferat mai deloc. Asta despre asta e videoclipul de astăzi. Deci, mă folosesc de știrea asta cum că Spike, cavaler de onoare la anunta lui Cătălin Bordea, acum este văzut cu fosta soție a lui Cătălin Bordea. Nu știu dacă e adevărat și sincer, bravo lor, au mers mai departe fiecare cu viața lui. Ce vreau să spun este că eu am observat o chestie la Bordea, chiar dacă îl admiram foarte mult și îl admir în continuare pe anumite părți. Am observat lucrul ăsta, mai ales el având o groază de calități. Vă dați seama că a avut succes la fete, a câștigat și statut, cu timpul a câștigat bani, el nu arată nici rău deloc. Bineînțeles, e comediant, are foarte multă carismă, deci are foarte multe calități pentru care să fie admirat de o femeie. Dar problema, și asta încerc să vă avertizez cu chestia asta, și multe femei, bineînțeles că sunt de acord cu mine, dacă nu toate, mai ales alea cu experiență, tu, ca bărbat, o poți îndepărta pe femeia de lângă tine, de tine, crezând că faci bine ce faci. Și anume, te tot îți micșorezi în ochii ei imaginea ta și tot crești imaginea ei. La un moment dat se vor da la ea bărbați și vor crea conexiuni cu ea, pentru că exact cum am zis, femeile primesc atenție, bărbați care o vor trata de parcă ea e la nivelul lor sau de fapt, cum fac mulți, este mai jos. Și întotdeauna o femeie se uită de preferat la ceva mai sus. Nu mai sus ca să o asuprească, dar nu mai sus ca să o abuzeze. Mai sus ca să se poată orienta, să aibă o autoritate după care să se poată ghida în viață, care să o ajute, cu care să se sfătuiască, care să o atragă foarte mult. Acum, ia să vedem Uite și tu, bine, puteți să ziceți, sunt doar glume, nu știu ce să spun. Apropo, bă, n-am mai găsit interviul ăla, e un interviu cu Bordea odată, dar e interviu vechi, că n-ai vorba aia, n-am 15 ani. e interviu vechi și în interviu ăla le întreba cineva... Luat, ce? Nu, era, era, acolo, că nu era filmat la el în Botoșani. <laughs> Și i-a zis ce ai învățat despre femei în toate experiențele pe care le-ai avut, știi, îl întreabă ceva și bordea zice zice bă nimic, nu știu nimic, zice n-am treabă, zice nu știu dacă ai o de comedie sau având în vedere că o femeie iubea și el și dacă o să vă uitați, asta e o parte dură, dacă o să vă uitați, la felul în care vorbește despre fosta lui soție, bărbații care iubesc și au iubit, și au avut intenții serioase cu o fată, știu cât de dureros este și ce, în ce fel te schimbă când ai intenții serioase cu o fată, ea pare că are, dar după aia vezi că intențiile nu au fost atât de serioase. Divorțul a fost decizia ei, din ce am înțeles, din ce am citit. Și sincer, după cum vorbea el, și cât de încântat era care o soție și își face o familie și vrea să fie cu ea și vorbea de ea în toate show-urile. Eu mă îndoiesc amarnic că a fost decizia lui. Eu mă îndoiesc amarnic că el a vrut vreo secundă asta. Așa zis în interviu, citesc din păcate. Dacă vă uitați, la felul în care Bordea vorbea despre soția lui, o să vedeți că o iubea foarte mult și își dorea ideea de familie. Mă rog, decizia divorțului a fost a ei. El doar i-a respectat decizia, mă rog, vă dați seama că la fel ca orice bărbat sau ca orice om care iubește vrea să-i salveze relația care de multe ori e o poveste salvatul relației din punctul meu de vedere în primul rând trebuie să fie înainte să înceapă să vă pregătiți să aveți o relație și să vreți să intrați într-o relație asta e altă discuție după aceea se mai complică lucrurile pe parcurs dar o să vedeți că de multe ori din partea ei am un băiat în comunitate care lucrează cu notari și ne-a spus la noi avem un meeting în fiecare marți și ne-a spus la meeting că din discuțiile cu notari din divorțuri 80% sunt inițiate de femei. Acum n-am o statistică oficială, dar există statistici oficiale dacă vă uitați pe Google, nu, nu le pun eu aici. În America din toate divorțurile, peste 65% era 70% ultima oră când am verificat, sunt inițiate de femei, deci mai mult de jumătate. Acum o să zică, păi da pentru că bărbații de și ce? A, nu, 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 nu are nicio treabă, nu e de la asta, absolut, de Majoritatea sunt pentru că, în engleză zice we grew apart, da? Adică marșim în pula. <laughs> Aici o discuție mai lungă și mai amplă, dar vreau să comentăm fix partea asta a lui Bordea. Eu vă spun ce să nu faceți, nici la discurs public, nici între voi. Deci l auzim aici pe domnul Cătălin. Și băieți, ascultați-mă! Să nu le credeți pe ale voastre când vă zic, știi, când pui întrebarea că oricine e tip pe pământul ăsta, ceo eu curului, tot o întreb. Poți să-i, poți da, el are dreptate. Oricine ești pe lumea asta, orice statut ai și oricât de mult respect ai din partea altor oameni, tot prost poți să fii cu femeile. E adevărat. Adică poți să te afli sub papuc, poți să nu știi cum să gestionezi o femeie și o relație, poți să nu fii lider la tine în casă, deși tu ești lider la muncă. Apropo, asta le scade respectul grav celor de la muncă. Doar așa ca idee. Am vorbit cu multe fete care erau foarte nervoase că trebuie să-l respecte pe șeful lor la muncă și după aia vine soția și el e super mic și nensemnat așa și că arată foarte penibil. Dar cum îți așterni așa dormi. Toate au repercusiuni și faptul că eu zic chestiile astea au repercusiuni, dar pe alte planuri pe care unii nu o duc atât de bine, la mine e ok alegi. Da, îi cer permisiunea. Sau era, nu știu dacă ați văzut, unul dintre filmele mele preferate este Low Abiding Citizen cu Gerald Butler și Jamie Foxx. Și Gerald Butler e criminalul, Jamie Foxx este polițistul. Și la un moment dat, mă rog, avea un interviu și îi face o propunere Gerald Butler care era criminalul. Și Jamie Foxx spune, how about fuck no? Dacă vă zice cineva vreodată să cereți permisiunea fetei ca să mergeți în oraș, ce zi, vă gândiți în mintea voastră how about fuck no? În primul rând, dacă ești un tip ok, știi ce responsabilități ai acasă și te ocupi de ele și știi că ai o casă și te ocupi de ea și știi că ai o soție iubită și te ocupi de ea, nu e absolut nicio problemă că te duci tu în oraș cu băieții și așa mai departe. Acum, femeia va încerca să testeze, fie prin câteva apropouri, câteva comentarii poate pasiv-agresive, fie mai departe. Tu trebuie să treci testele alea prin a-ți menține ceea ce numim în comunitate și în domeniul ăsta frame-ul, da? Adică mă duc în oraș, mă întorc cu tare, văd eu când și așa mai departe. Repet, în general, tu îți respecti responsabilității pe care le ai în relație, în casă, față de ea. Că este normal, că de asta ți împreună. Dar asta nu înseamnă că doar pentru că se gândește ea că nu știu ce sau are pitiș pe creier, tu nu mergi în oraș și dacă nu vrei să mergi, nu te duce că nu vrei tu, dar niciun caz cer permisiune. Ea nu vrea să fie mai ta. Bătați, uitați-vă la asta. Dacă ai 14, dacă ai 44. Femeia de lângă tine nu vrea să fie mai ta. De multe ori de aia te disprețuiește. Că ți-a fost frică de ea și ai făcut-o să fie mai ta. Ea nu vrea asta. Nici o femeie nu vrea asta. Vrea doar să fii responsabil, să o tratezi corect. Dar asta nu înseamnă să-i pup picioarele. Decât dacă aveți o fantezie dubioasă în pat. Dar asta e, asta e cu totul altceva. Eu nu vreau, dar mă cheamă... Mă cheamă Mihai în Să nu credeți! Nu, nu credeți, are dreptate. El are dreptate cu ce zice. Nu sunt de acord cu atitudinea că o oh, oricine ai fi ar trebui să sau nu știu dacă e ce că ar trebui, dar cer permisiunea, nu, nu cer permisiunea pentru nimic. Repet, asta vine la pachet și cu faptul că ești un tip capabil, trebuie să o tot menționez că poate crezi că trebuie să fii un țăran care pleacă de acasă și nu mai știi unde se întoarcă, nu, 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 așa merg lucrurile. Te cheamă Mihai, când te cheamă Mihai te duci, da? Eu nu vreau, dar mă cheamă Mihai, folosește scuza asta, eu nu vreau, dar așa a zis Mihai, exact, și fă așa și ești naibii din casa unde te întorci. Sau ia-o și pe ea, de exemplu, dacă tu ești un tip pus la punct și sunteți, mă rog, și prietena ta e ok, soția ta e ok, de multe ori poți să ieși, ieșiți în grupuri de prieteni fără să fie nicio problemă. Bine, se referă la momentul ăla când nu e acolo. Da, vor exista și momentele la când nu e acolo. Simplu. Era un TikTok, erau doi bătrâni, știi? Și l-a dat interviu la țară. El așa, mai înalt cu chipiu ăla, ea cu baticul și zice... Cum ați făcut, cum ați rezistat ați ani împreună? Și el spune, eu am stat mai pe afară și femeia mai prin casă. Ce -aia? Scurt! Te cheamă Mihai, du-te! O să fac un videoclip separat cândva despre asta. Când ești prima alegere a unei femei care e pusă la punct. Ce își dorește ea în primul rând, în majoritatea timpului, este să petreacă timp cu tine. Nu pune accent pe unde, eventual sau nu la ocazie specială. Ea își dorește anumite lucruri. Bine, tu ca bărbat capabil trebuie să fii atent la ce-i place și la nevoile ei ca să faci asta pentru ea. Dar astea vin, aici e o discuție total complicată, mai ales pentru cine are mentalitatea asta, asta vin ca o recompensă a faptului că ea s-a comportat cum trebuie față de tine. Tu nu încerci să câștigi femeia prin lucruri frumoase, tu o câștigi prin valoarea ta de bărbat. O recompensezi cu lucruri frumoase dacă ea are valoare de femeie. m-am bătat, am intrat în jacuzzi, apa caldă, băria ceva în cur. M Tele curului, 4 milioane jumate, o piluță, mă! O piluță! Vorbește despre faptul că femeile au brățara aia Pandora și mai pun câte un pandantiv sau cred că așa îi zice, nu știu, și costă mult. Da, dar în același timp te scapă de ideea de cadou, mai o e mai, de aia, e mai de aia. Și diversifici cu alte lucruri. Printre. Și da, femeilor le plac banii, get used to it. FIFA-i 3 milioane și un an îmi face scandal. Partea cu un an îmi face scandal. Alt semn că nu e bine. Știu, poate mă contrazice multă lume, dar oamenii divorțați. Gen. I just work here. Gen. Repet, îl respect pe el foarte, foarte mult. Bine, putem să zicem, măi, e un show de stand-up. Sunt doar glume. Dacă sunt aceleași glume tot timpul, eu știu pentru că am făcut și eu stand-up ca hobby și am, nu neapărat că am fost eu cine știe ce, că am fost, dar am vorbit cu comedianți. Ei acolo expun într-o oarecare măsură și după aia foarte mult, dacă fac asta în mod consacrat, expun felul lor de a fi și de a gândi. Și fac și glume care nu caracterizează felul lor de a fi sau de a gândi. Dacă când vorbești, când are și momente serioase, când vorbește de cât de mult o iubește, cred că sunt multe elemente de adevăr acolo, nu? Asta vreau să zic. Era o femeie în fața mea la coadă. Îmi fac o mică paranteză. Eu am tot respectul pentru femei. Vorbesc serios. M-au crescut femeile. Acum mă stăpânește o femeie. <laughs> am... Atunci îl stăpânea o femeie. Înțelegeți? De-aia nu e bine să zici chestii de genul ăsta. Bine, putea să o zic că doar ca să prevină. În comedie, audiența se poate întoarce împotriva ta, pentru că te, se gândesc că ei pe ei la mișto în sens negativ, adică nu de glumă. Și atunci când zice ceva despre femei, Doamne ferește să zici ceva oricând. Băi, bați ești proști, poți să orice de bărbați oricând, știm toți. Dar impula mea, femeile în schimb nici vorbă, se supere vreo secundă. Asta ar trebui să ne spună multe lucruri. Atunci când femeile se plâng că sunt maltratate, ar trebui să ne mai uităm că bărbații nici măcar nu intră în discuție, ca idee. Dar de asta nu e bine să zici lucruri de genul ăsta. Știu că suntem romantici, știu că idealizarea asta de femei, așa ne vine să facem. Eu știu pentru că sunt și eu bărbat. Dar ce am descoperit este că nu funcționează. Și sunt mulți bărbați care trec prin situațiile astea și tot nu înțeleg că nu funcționează. Acum poate are gândit. Sunt mulți pe care o să-i vedeți că se fac mici, că iubita lor să pară mare. Asta e rezultatul. Ea mă stăpânește, ea și rezultatul este, dacă stă cu tine, nu va fi cât de fericită poate să fie. Pentru că nu poate să fie. Dacă stai să te gândești, e chiar și o insultă la adresa femeii tale întotdeauna să te diminuezi în fața ei, să-ți scoți în evidență defectele sau părțile proaste în comparativ cu ce minunată e ea. Pentru că, practic, tu îi spui că ea s-a combinat cu un tip sub nivelul ei, sub potențialul ei. Nici o femeie nu vrea să audă asta. Și nu e o glumă. Adică o facem serios de multe ori. Sau dacă o facem ca glumă de prea multe ori, știți vorba aia, adevărurile se spun în glumă. Nici o femeie nu vrea să știe la sfârșitul zilei că ea s-a combinat cu un tip care nu e la potențialul ei. E simplu. Tu ești fericit ca băiat, poate. Că ești cu, nu ești cu o fată la potențialul tău, în capul tău e peste tine. E super fericit. Dar ea este fericită, știind că eu cu un tip sub nivelul ei sau depinde cum, o, cum pui problema, o înveți că ești mult sub nivelului. Femeile sunt deranjate de chestiile astea. Acum poate unul voi o să zic că este foarte proastă de comunicare. Păi de ce nu mi spune? Dar vrei să te învețe cum să te comporti ca să o atragi? Îți dai seama cât de neatrăgător e să înveți un tip cum să se comporte ca să te atragă? Țilul meu de luptă e fuga. Fug! O un de mic copil, băie. Dacă m-am venit, tiau, nu mă vezi! Păi era un om acolo. Unde-i Mă tem, nevastă mea are coaie în familie. Nevastă mea să am La ultima oară când am fost în vacanță, mergeam pe paleză și era o doamnă care vindea brățări și aia ne-a întrebat Where are you from? Și nevastă mea a from Romania. Și aia a zis, you are too cool to be Romanian. Și nevastă mea care e naționalistă, rea, răită, s-a uitat la și aia. Ce ai zis, fă putus morții mătii? Că atunci știi românii, băgă mea pula nația ta. Cătălin, arată-i pizda, arată-i pizda! arată I-am arătat -o. Hai să facem un exercițiu. Cine nu îl înțelege, chiar e băt în cap. Să mă că n-ai cum să... Mai, mai e simplă, n-am cum să o explic. My name is Jeff. Aici sunt fete care se uită, dar mă ajutatea băieți. Deci ești fată, da? Ești, ești un om. Foarte simplu, ești un om, da? Ai pe cineva lângă tine. Cineva ăla scoate mult în evidență niște defecte care sunt opusul a ceea ce te atrage pe tine, adică bărbăție, masculinitate, șmecherie, tu scoți în evidență opusul. Bun. După care primești atenție de la altul sau alta, care are exact ce cauți și se comportă de parcă le are, are încrederea asta de sine. Tu, natural, de cine vei fi mai atras, mai atras? O să spuneți de partenerul meu. Da, la primul care se dă la tine, îl ignori. Dar trec 2-3 ani, intervine o monotonie. Înțelegeți? Partenerul tău continuă să denigreze, îl crezi și tu că ți-a tot zis, și mai apare încă unul mișto, mai apare încă unul mișto, mai apare încă unul mișto, care poate nici nu e așa mișto, dar este străin. Este interzis, e necunoscut. Cine știe ce poate să fie acolo? Misterul ăsta ne atrage. Nu e recomandat să avem această mentalitate de ea e șefa, ea e șmecheră, ea e puternică. Adică uite din ce descrie el acolo, sigur o să ceți un show de stand-up, da, dar glumele astea se tot repetă, se tot repetă, se tot repetă. Frica de ea, frica de ea, frica de ea, se tot repetă. Asta e mentalitatea lui și este mentalitatea foarte multor bărbați. Dacă nu ieșim din zona asta, femeile vor fi mai puțin atrase de noi în acea relație. La început pare amuzant pentru o femeie masculină, pentru că te poate abuza să faci ce vrea ea și practic o parte din nevoile ei chiar sunt îndeplinite. Tu ești dat să trăiți, dar după aia trebuie să ți-o și tragi cu băiatul ăla pe care îl faci săgeată. Și dai seama că ai vrea să vezi cum ți-o trage unul pe care nu l faci săgeată. Înțelegeți? Deci oricine ai fi, orice statut ai, orice bani ai, orice calități ai ca bărbat, ceea ce foarte bine și repet, el e mult peste mine la foarte multe capitole. Mai mult decât capitole la care aș fi, de exemplu, eu peste el, când îmi permis să comentez chestiile astea. Dar trebuie să scot în evidență pentru că rolul meu aici este și vreau să atrag oameni care vor să învețe lucrurile astea, să învețe cum e să fii bărbat. How to men. Și ce zic? În primul și în primul rând un bărbat este dat de atitudine, care pleacă din mentalitate. Nu de câți bani are, nu de cât de frumos e, nu de cât de carismatic e. Lucrurile astea ajută să atragi femei sau o femeie, cea pe care ți-o dorești, dar mentalitatea îți dă masculinitatea.